Operațiunea Monstrul Dunării s-a declanșat în Austria. Un pește de peste 100 de kilograme a fost pescuit din greșeală. Un somn de 2 metri și jumătate este super captura dintr-un canal din orașul Linz. E semn că apa din Dunăre este foarte curată, chiar și în oraș, că altfel nu ar trăi, se mândresc autoritățile, mai ales că în zonă era parcul chimic din oraș.